Bună seara și pacea Domnului! E noapte afară, nu știu cât e ceasul, 7:15. Da? Da, ceva de genul. Așa. Nu văd aici bine. Nici eu nu. Și când văd... Fără 20, văd. Când văd ceasul meu că e zugrumat cu... O pus angii de Crăciun. O pus în jurul lui de ghirlande. Așa, ghirlande. Astăzi vrem să facem o prăjitură cu, spune, varză murată de la noi din Butoi. Cu varzacră. Daci a spus că multă lume o cerut și ia că eu fac. Astăzi am vrut să fac și mâine vine la noi fratele Costel și apoi să-l vin, poate îi place și lui. Nu cred. Până mâine nu-i mai așa faină, cât e caldă. Plăcintă cu cureci. Nu, hai, dăm drumul. Acum... Dar nu cântărim... Păi după aia cântăresc. După aia. Nu știu să fac ca bunica mea, că tronconea pălmile la ea. Făcea toc, 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 așa. Dar eu nu știu. Ia că știi, ce vrei să zici? Nu, când făcea așa, nu știu cum. Ce știi tu? De la ai învățat să tai ceapa în mână? Da. Tăi că mă duc mai încolo, țără. Cred că în jur de un kil. Păi așa îmi trebuie. Până acum îi 900 și un pic. Nu, băi, lasă, că ia că e un kil. E un kil. N-ai văzut că eu știu că să pun. Tot mă laud. Era o poveste care s-a dus săracul să ceară făină împrumut de la bogat. Și bogatul i-a dat, acum ai cu vârf ca lui sărac. Dar bogatul i-a dat așa. Rasă. Uite așa. Și bogatul când i-a dat înapoi, i-a dat așa. Săracul când i-a dat înapoi. Da, săracul când i-a dat înapoi, i-a dat așa. Știi? Și arată acolo, era poza. Eu nu știu despre ce vorbești. Știu eu, era o poveste care și-o cerut săracul și el, că nu a vrut să-și facă o pâine sau ceva. Și s-a dus la bogat. Și bogat i-a dat puțin, știință, da. Mai puțin. Și când s-a dus săracul, i-a dat cu vârf. Cam așa, dar și ăsta trebuie șters. Da, nu m-a scutat la poate o țără. Mai dă-i așa o țără cu el. Lasă-te. Alo! Ui, mai era... strângi. Vezi că pică jos. Stai că îl șer... Nu mere treaba cu stânga. Îl ștergem pe obraz. Iacă. Doamna Cuța care ți-o... Domnul, să te binecuvânteze, care ți-o da cu un cadou, o zis că vine de la lucru obosită, să întinde și să delectează cu videoclipurile noastre. Bine faci, că și Ingo face tot așa... Numai că el dorme. Și vede începutul și exact la sfârșit să trezește și așa de bine să se întinde. Dar totuși a văzut și el pe zonă. Să se simte bine că o dormi bine. Și el pe soacră sau. Nu știu dacă știi, Cuța dragă, acolo la ei în sat ce-o făcut, s-o selectat sau ce-o făcut când le-o făcut prinț și prințesă. Nu cunosc, mami, ce e acolo. Carnaval ceva. Ceva carnaval care le-o pus pe ei să fie prinț și prințese. Nu știu dacă ai văzut. La poze am pus. Dacă cauți, ea poate să caute la poze. Să caute? În videoclipurile noastre am pus poză unde e îmbrăcat așa. Nu. Spune tu unde ca să o găsească. Păi, la videoclip... Eu acum vorbesc cu Cuța. La videoclipurile care le-am pus cu sărbătorirea venirii butonului, bla, bla, bla. No, acolo la sărbătorire... La primele trei părți, cred că am pus și la ultima parte n-am mai pus. No, la sărbătorirea butonului, a treia parte puteți să vă uitați. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L-am pus la fiecare. Toate 3. Da, da.
No, la toate trei puteți să vă uitați ca să vedeți pe Anca și pe Ingo, și, prinț și prințesă. Și prima poză e cu tine și cu bunica ta. Da? Și a doua poză e eu cu Natalia, să vadă lumea cum asemenă, cum ne asemănăm. Foarte bine. Bunica mea, parcă i-am născut și s-am împăiat leită. Mama mea a fost parcă un pic mai frumoasă ca bunica mea. Mama e mică de statură. Da, da. Dar Daci nu m-a spus nimica când a pus pozele și nu a mai cerut de la mine pozele. Dacă îi spuneam, o oră trebuia numai cu pozele să stau. Deci aici e o lingură de sare. Sare la un kilogram de... La un kilogram, aici și vegeta de la Natalia. Nu, nu, să fie bine. Ba, nu, las. La un kilogram de făină, o lingură de sare. Așa. O doamnă a spus că cuțitele să pun cu mânerele în sus și nu așa atârnate în jos. Nu am știut asta când am când o montat mami. Doamnă scumpă, dacă m-ai fi spus, te-ar fi ascultat, dar acum e prea târziu. Da, sorry. Nu mai merge, din cauza lui dulap. Nu mai încape. Da. Nu mai încape invers, că e aici dulapul. Da. Și nu mai pot să fac așa. Stați că vă arăt. Deci nu mai pot. Da, lasă că și așa-i bine. Da, numai... Să nu lovești în dulap, că îl găurești tot. No. Deci acum am pus apă peste sare. Atât am făcut. Sare și apă. Și făină. Și făină, bineînțeles. Cana asta a fost plină? E, nu, nici jumătate nu a fost. Că ar fi fost bine să știm cât, câtă apă ai pus. Că asta e de un litru, știi? Da. Noi să vedem cât tu prinde aici. Că nu știu să spun. M-a spus Marii că a făcut o doamnă după internet, s-a pus să facă ciorbă. Ok. Dar doamna respectivă o uita să pună, să spună câtă apă o pus la ciorbă și a făcut săraca fată, dar nu a avut apă la ciorbă. Nu place acum. Păi să nu pățași așa, să nu spun câtă apă. Da. Nu, no, bine. Deci eu am observat cam 3 sferturi de litru de apă vine la 1 kg de făină. Adică 700 de 750 de mililitri. Deci cam așa. Vedeți, am pus acum, dar mai trebuie. Altă dată când mai faci o pun plină și atunci știi. Dar am pus, mami, am pus atâtea. Da, da, de mai multe ori, da. De mai multe ori am făcut. 700 de mil, 750 de mililitri la 1 kg de făină. Uitați, și acum. Apă călduță ai pus? Apă călduță, că așa vine. Vara fac cu apă cum vine, e exact cum vine. Dacă e rece, dacă e cald. Aici nu contează nu așa contează. Mult, că nu este drojdie și nu trebuie să crească. Uitați, acum aici se dizolvă sarea foarte bine în apă, în aluatul ăsta apătos. De ce nu vii aici să se vadă? Să te cuprinzi și pe tine, știi? Și, da, să vede. Da. Deci aluatul mai mult apătos așa. Și atunci sarea s-a dizolvat. Vedeți? Așa. Oameni buni, eu am ceva de spus. Am ceva de spus și până nu mi-e liberez aici inimioara mea, nu pot să tac. Da, făceam special un video. Da, știu. Dar eu spun și acum. Și mai spui tu și atunci. De aceea s-a pus să pună pe YouTube mâncarea ce am făcut, o carne prăjită cu cartofi și salată. Și până Daci să pună acolo, eu am stat și m-am uitat pe telefon. Și am dat de un frate care a fost vecinul
alu domnul respectiv care a arătat acolo. Ce vreau să vă spun? Nu știu să te exprim. Nu știu să mă exprim exact, dar vă spun imediat. Renova, de fapt, făcea... Deci, vecinul lui, vecina lui domnul ăsta care s-a pus pe YouTube, vecinul lui a fost foarte, foarte sărac. Cine știe ce băracă, cine știe ce căsuță a avut, că zice că mai un pic îl mâncau șobolanii de ce era acolo. N-am cuvinte, nu spun mizerie. Nu știu. Deci era foarte sărac. Și ginerele al vecinul ăsta care s-a pus pe YouTube, a pus pe tip-top sau cum să zice, nici nu știu. Știe lumea ce vrei să zici. Nu, în sfârșit. O pus rețea acolo, de socializare. Așa, o pus și-o arăta cât e de sărac vecinul lor și dacă poate cineva să-l ajute. Și într-o singură seară s-au strâns 10.000 de euro ca să-i facă o căsuță. Și când vecinul a arătat și a filmat acolo, o filma când deja era casa, casa. Ce-a fost acolo? Băraca aia a fost dărâmată și strângea lumea de acolo lemne și nu știu ce. Și arăta cum face curățenie pe acolo ca să aducă, zicea că mașina mare aduce deja bolțari, că aduce cimentul, parcă bolțarii erau deja cumpărați și ciment și toate au trimis lumea ca să-i facă căsuță. Și pe mine mă parcă așa m-a mișcat, eu nu pot să fiu indiferentă. Mi-e atâta mii de milă de toată lumea că dacă eu aș avea bani, pe toată lumea le-aș mulțumi. Strictul necesar, să știți, nu să luăm altceva. N-am cuvinte să spun altceva acum. Ei, ce vreau să spun, că o lăsat un apel, cine mai poate să le ajute să termine căsuța acum, că băraca aia o dat-o jos și acum trebuie ridicat înapoi, trebuie termopane, parcă o zis că o lua. Da. Termopane, uși, geamuri. Deci omul ăla îi asigura că s-o strâns vreo 20.000 de euro, dacă nu mai mult. Dar mai trebuie. Nu. Mai trebuie mobilă, mai trebuie gresie, mai trebuie faianță, mai... Eu știu ce mai trebuie, că vrea să le să-i facă și baie, și bucătărie, și două, trei camere, eu știu ce vrea să facă. Și am spus că, la Tacea, punem pe YouTube-ul nostru, pe domnul, cu numele lui de telefon, care lumea, dacă vrea să le ajute, nu nouă, să ne trimită ceva, să trimită direct la omul ăla care a făcut apel. Dacă cine vrea să-l ajute, cineva... Nu. Mami, mă lasă să zic și eu acum. Da. Nu te-ai exprimat deloc bine. Nu m-am exprimat, ia. Deci, era un om care lăuda pe oamenii care l-au ajutat pe un alt om ca să-i facă căsuță. Hai aici să vadă lumea ce vede fac. Lumea tot. Deci, la omul ăla s-au adunat bani. Deci, nu la ăla vrem să... Nu pe omul respectiv vrem să-l ajutăm. Dar omul care filma era frustrat că el de 5 ani de zile vrea să construiască o biserică și nu se adună banii suficienți. Și o arătat el acolo, o spus mai multe că na, o să vedeți în video chestia care îi. Chestia e, eu am intrat pe contul respectiv al fratele respectiv, am văzut poze cu biserica care îi în construcție și nu-i finalizată, deci nu se poate ține acolo să fie o biserică. Și i-am donat și eu câțiva bănișori și l-am sunat, am vorbit cu el, mi-a spus de situația lui și așa. Și aș vrea să fac un apel pentru el ca
cine dorește să contribuie cu bani, cum am contribuit și eu, să ajutăm să facem un locaș unde lumea să roagă la Dumnezeu. E un fapt foarte deosebit să poți să contribui la așa ceva care Dumnezeu nu o să lasă nerăsplătit. Și am zis că să fiu și eu parte la așa ceva. Și cu ce pot eu, vreau să ajut. Acum, într-adevăr, eu mai am o altă strângere de fonduri încă în proces, dar Dumnezeu să lucre El așa cum dorește. Și cum am zis, cât pot eu să fac, ce pot eu să fac, dacă Dumnezeu îmi dă așa în inima mea să pot să ajut pe cineva, de ce nu? Și nu vreau să fie prin mine strâns, fiindcă omul ăsta care vrea să construiască biserica lui undeva în Mureș, eu sunt la Arad, deci nu suntem prieteni, nu suntem din același oraș, n-am eu niciun contact cu el ca să strâng eu bani pentru el. Eu o să fac video la respectiv și o să pun contul al lui omul ăsta unde am trimis și eu bani și în video o să fac atâta de cum pot eu, ca să fiu cât mai explicit și cu dovezi, că ce spun e adevărat. Și cam despre asta e vorba. Mami, nu știu de ce a avut acum așa pe inimă să spună. Așa am avut eu îndemnul. Că deocamdată nu putem să dovedim nimic, doar să vă spunem. Da, eu cred că de atâta vreme mă cunoaște fiecare în parte din fanii noștri, n-am vorbit niciodată în plus și dacă Dumnezeu m-a pus pe inimă așa și m-a luat așa, m-a surprins fratele ăsta, sincer. Da, fiindcă era foarte, foarte frustrat de frați și lăuda pe ortodoxi, că uitați ortodoxii cum se ajută unul pe altul și noi frați în Domnul pocăiți, de 5 ani de zile ne chinuim să facem o bisericuță. Acum sunt exemple pozitive și negative din toate domeniile, din toate părțile. Dar eu vreau să îl ajutăm atât cu cât putem. Eu, Domnul știe că l-am ajutat și eu. Nu o să spun acum cât, fiindcă nu vreau să fac asta o laudă, nici nu am vrut să spun. Dar mami, m-a divulgat și, bine, nu m-a divulgat faptul că am dat și eu, dar mă dau un pic de exemplu ca să dați și dumneavoastră la... Nu filma aici cum fac eu pe mine. Rândul vostru. Ok. Așa. S-o spăla mami pe mâini? Da, eu nu suport. Parcă acum aud până la floare. Frământă bine! Nu mă lași pe mine să frământ. Nu. No. Ai ști? Da, ce e mare. Da. Să știi, când te uiți așa pe cineva, zici că nu e mare lucru, dar când frămânți, nu-i tot așa, cum zici. Nu-i chiar așa. Eu știu să frământ. Deci am pus apă și sare. Atât. Acum e gata.
Luăm cuțitul din cui? Ha-ha! Până vede și soțul. Uitați! Numai bășuci! Stai. Acum, ok. Să vedem. Asta dacă nu lovește ecranul, nu se focusează. Ok. Așa că, să știți că e bine frământat. Asta e făina ce am făcut cu nana floare. Și nu știu acum dacă nu se rupe și la mine. Scrie că îi 11 grame proteine. Acum dar atunci vedem. Ai pus drojdie, mamă. Da. Vezi că cade aia. Acum n-ai pus drojdie. Acum am pus. Să vedem, mai se rupe? S-a închis blițul. Baterie. Cât am? Uite ce fac. Ah, 41%. Am baterie numai. S-o fi încălzită. Ia ca așa. Trei tipsii faci? Nu. Trei sucituri, să spune. Ok. În aceeași tipsie vine. Aha. Tavă, e tipsie. Deci, așa trebuie să fie. Puțin întins și acum îl punem să se odihnească. Până se odihnește, eu o să călesc varza. Ai spălat o țără. Vezi ce faci. O plăcut are mult de la doamna Angela. Prăjitura cu varză acră. E acră acum a noastră. A noastră? Acum. Nu mi-e așa acră că ai spălat-o. Păi da, aia întreb. Să nu fie acră, că nu trebuie să fie acră tare. Depinde acum la fiecare cum îi place, da? Trebuie să fie așa, mai ușor între. Acră. Ușor acră. N-ai văzut că m-am dat seama imediat că ai spălat-o. Da, spălat-o. M-am adus aminte la o doamnă, noi la, îi spunem sucitori, altcineva îi zice făcăleț, dar cineva, o doamnă, m-a spus vergea, o cheamă. Să nu mă ajut. Și zice, doamna Rodica cu vergeaua ei. Da. Dar să știți că am fel de fel, și groase, și din alea, de tot felul, dar asta, vergeaua asta, să știți că mie îmi prinde bine. Asta mă simt eu cel mai bine cu ea. Nu știu de ce. Nu, în sfârșit, am terminat. Ai și de la Luci, parcă... Am atâtea. Și mari și mici.
Ai unul lung, știu. Ai unul care ți l-am luat din Germania. Da, este. Stai. Deci acum lăsăm să înmoaie. Până atunci, eu călesc varza. Hai aici să arătăm. Am aici, punem puțin ulei, hai arată cât. Lăsăm să se încingă puțin, dar până atunci eu am treabă să șterg aici. Masa. Masa asta. Aici am și până în un kilogram de varză. Pus la călit varza. Nu știu dacă s-a filmat înainte, când a pus mami. Așa, la foc mediu. Punem puțin apă. Ca ea și să puțin să se oferească. Deci nu-i multă, vedeți? Nu-i. Dar trebuie și un pic de apă. Revenim. Varza asta trebuie să se moaie bine ca să fie gata. Să știți, dacă nu rămâne așa tare când o mânci. Am văzut un pipet. Da? Să mai pune? Nu, da. Lasă-l acolo. Eu scot. Uite. Las că le iau eu. Mă masă. Dar l-am scos piperul. L-am scos? Da. Că mă masă. Aici o picat. Pe... Ia că Da, am văzut. Dă piperul ăla de acolo care e măcinat. Chiar trebuie piper aici. Da, știu. Mă prea mult deodată nu e așa de fain când găsești o boabă de piper. Mai dăm și pe lângă. Bine, mami, bine. Cam așa, hai arată. Nu-i mult. Cam o linguriță. Mi-a văzut și tu, nu? Da. Punem puțin ulei ca să fie puțin uns, nu mult, dar trebuie. Am mai văzut un piper. Noi ia cu plășinta cu varză. Cucureci. Cucureci. La zărândanii noștri îi place. Se spune cucureci. Da, și le place foarte mult. Și la noi, la țară, se spune curechi, s-a închis. Becul nu m-a s-a închis, da? Nu știu ce are telefonul. Și la noi, la țară, se spune curechi. Da. Când vrea să mai glumească, zicea, fac și eu o plășintă cu varză cu cureci. Da, cu varză cu cureci? Da, tot aia a fost. Deci varză de două ori. Da. Cum am spus eu, cu ouă și cu toiaș.
Toia așa înseamnă ou pe ungurești. Deci trebuie să să se opărească un pic, să fie așa moale. Să nu, se moaie. Să, nu să fie arbă mult. Nu să fie tare, să fie înțepenit acolo când o pui pe pătură. Trebuie să fie așa, moale. Vedeți? Ia să o muia. Să fie călită, bine călită. Să fie bine călită. Bine spus. Asta trebuia eu să fac înainte, până n-am făcut aluatul. Dar când am venit aici la bucătărie, mai am avut câteva farfurii, câteva pahare de spălat și atunci am rămas în urmă. Recunosc. Uite, ăsta trebuie tins. Nu pe întinde. Nu pot. Și cum își dă bine lumea seama când e bine... Când e moale. Când nu-i mai așa tare, să fie moale. Ok. Dacă ar fi pus un soare, un tură, mai tare s-ar fi moiat. Și ce gust i-ar fi dat? Nu, da, să pun o ligură. Acum ai pus un... Nu-i târziu. Nu-i târziu. Serios. Vedeți? Una lingură. Mai este când mai uit să pun peleți în buncăr. Am un buncăr de 300 de kg și se întâmplă să rămână fără peleți și atunci nu mai rămâne jar ca să întrețină focul. Așa. Și mai moare focul la cuptor. Da. Și când nu am motorină din aia cu care să aprinde grătarul, cu untură merge de minune. Da, ci da, ți-am spus în cămară. Am dat stăvară care are o idee spre râncezală, spre rânce. Am înțeles, nu, dar am uitat. Nu lua a mea care e bună. Am uitat, nu. Nu uiți, e comoditatea. Spune acum că... No, păi cât am luat o lingură? Spun că cu untură se aprinde focul foarte bine. Asta este. Așa. Acum se lasă la răcit. Vedeți cât cât e de moale, poți să o mânci. Așa. Deci e aproape gătită. Da. Păi am pus și apă. Eu încerc să o pun așa cum e. Hai să vedem. Că i-a luat prea moale? Da, da. Mă cam grăbesc. Acum fața asta de masă e pentru Paști. Nu are nimic acum. Că... Îți mulți iepuraș. Crăciunul trecut. Paștele îi în viitor. Are și tot ce-i trebuie.
Oh, atâta bai să fie pe lumea asta. Are și ou roșu. Uitați aici. Asta e foarte important, altfel nu se întinde. Deci aici se pune ulei, așa, nu mult. Vedeți? Ca eu când o iau și o întind, nu se lipește, fiindcă are ulei. Și o face foarte flexibilă. Vedeți? Și acum eu pot să o iau. Uitați așa. Of, telefonul ăsta. Deci cu telefonul meu nu-i bine de filmat. Cu Alonji e super. Nu se focusează. Nu se vede așa de fain. Trebuie să facem loc la mami. Eu aici mă ajut, că îl ține. Și nici n-am mai putut să-l întind bine pe mijloc, că a fost prea moale. Lasă-mă pe mine. Te duci cu tocul măsărița. Asta e. N-am ce să-i fac. Cum îi zice? Față de masă. Față de masă. Dar nu-i nimic, am timp destul de bine. Deci, să știți că trebuie să-mi cumpăr clame din alea când mă duc mâine la... Jisc. Da, s-ar putea să găsesc acolo. Sigur găsești. Vedeți? Acum aici eu trebuia să mai înting. Vedeți, fetelor? Așa. Nu-i mare lucru. Luăm marginile astea. Vezi cui. Pică jos. O să vin eu, lasă, nu te... purtatul de grijă la asta. Ce fac eu? Așa. Punem ulei. Cu toate că are și acolo ulei, așa se pune ca să nu se lipească. Și acum punem în varza. Oh, n-am făcut tava. Cu ulei? Da. M-a spus că graba strică treaba. Uitați așa, punem ulei aici, nu mult. Atâta cât trebuie să fie aluatul să nu se lipească. Nu pui foaie de copt. Nu o mai pun. Mă grăbesc. Și acum punem varza. Dacă nu m-ar arde, i-aș pune eu mâna. Dar nu pot. Cam atât. Partea asta o luăm și o punem așa.
Nana Floare, să-mi spui dacă greșesc undeva. Uite așa. Nu-i cine ars bucătărea asta numărul 2. Mai trebuie la Angie un ou. Un toiaș. Toiaș, Neni. Da. Igen. Așa, partea asta o aducem cam cât credem noi că e tava, așa. Și partea asta o aducem așa. O ridicăm și o punem. De aici lui dacă lumea. Dacă lumea și pământ. Standard. Așa. Nu știu ce are telefonul ăsta, că se încălzește. Așa. Așa, am ajuns cumva până acolo. Ia ca așa, se întinde aluatul pentru plăcintă întinsă cu varză. La fel se face și cu mere, la fel se face și cu brânză, la fel se face și cu dovleac. Cu ce să mai face, mami? Cu mere, cu brânză, cu spus, dovleac, da. Cu cireșe. Cu ce vrei? Cu vișine, cu strugurii preferata mea. Deci cu strugurii îmi place foarte mult și acolo nu mai vine pus niciun pic de zahăr, fiindcă strugurii sunt dulci. Nici în aluat, nici în compoziție. Astăvară am mâncat cu struguri, când a fost la noi Albert cu familia lui. Albert, de atunci nici n-am mai mâncat. Am uitat, am scris pe telefon cum cheamă familia, am uitat, mă iertați că sunt uituc. Nu prea rețin bine numele. Da, atâta câtă lume ne contactează pe noi, sigur că nu putem noi să ținem pe toată lumea minte. Așa bine. Domnul, deci tata are un nume mai deosebit și tot un nume care eu nu prea îl cunosc. Acum eu să râde de tine, dar asta e dacă te urmărește. Sigur să râde de mine. Uite că aici n-am tăiat. Of, nu-mi vine acum în minte cu an la sfârșit. Albert e foarte simplu, că e de la Albert Einstein. E foarte cunoscut. Și doamna, știi cum o cheamă? Nu vezi? Ne iertați că n-am mai vorbit în ultimul timp și să mai întâmplă și să uităm, dar sunt o familie care mi-a plăcut foarte mult de ei, am fost atât de încântați să avem la noi acasă, mai ales pe Albert. Deci Albert e un băiat minune, atât îmi place de el. La școală cred că e numai primia. Foarte vorbăreț, foarte descurcăreț, foarte prietenos, popular, nu știu cum se mai zic. Parcă ne-am cunoscut frumos. Și frumos. Da. Toți au fost frumoși. Da. Dar el a fost mai prins.
El a fost prințul. Păi el a luat frumusețea, a luat amândoi și a multiplicat-o și e mai frumos decât ei. Bine, totdeauna puiuțul e mai fain. Dacă nu ar fi fost așa moale, ar fi făcut eu aici mai fain. Da, asta e. Altă treabă. Nu, ce ciudămică, nu știu. Nu-mi place când știu că știu, dar nu mi-amintesc. Știu că știu. Familia de cine vorbesc sunt prieteni de-a noștri, urmăritori de-a noștri și ne-am întâlnit cu ei la piața Mihai Viteazu astă vară. Da, doamna, atunci și-o dorit să ne întâlnească, că i-au venit din Hunedoara. Da, da, din Hunedoara. Și-o dorit ca în ziua respectivă să deie de noi și-o dat. Nu e vizit să creadă, da. Ce frumos. Și am fost la prima dată, am fost în oraș, la cofetărie, după aia vin la noi acasă. Foarte frumos. Foarte faină zi. Încă alte. Acum nu se pune multă varză, că și așa ea e acră. Așa mai ușor. S-o împotmolit aici. Stai că vreau să pun aici capătul ăla. Că-i mai... e deloc. Trebuie un pic împuns acolo unde e ridicat așa. Nu, că să... are. Uitați așa, să face cine are răbdare cu, cu pensula. Eu nu am răbdare să fac cu pensula. Eu vreau repede, repede să o pun la cuptor. No, știi ce? Stai să-ți fac o poză. Așa cu ea, când e în tavă, înainte să o pun în cuptor și după aceea îți fac poză când e în tavă și gata. Ok. +180°, vreo jumătate de oră. 30 de minute. Pe curând. Pe curând. Așa. Deci a luat-o ăsta, ce m-a rămas de la mărgini. Nu lăsăm așa. Îl facem puțină turtă.
Uitați așa, îl întind puțin. Așa. Și facem așa. Untură. Untură. Vedeți? Așa. Îl mai aducem o dată așa. Știți ce gust o să aibă? N-am cuvinte. Acum, el mai trebuia să stea puțin, dar eu nu mai am răbdare, că deja am pus tigaia la foc. Tigaia la foc, fiindcă vreau să termin odată. Vedeți? Numai foițe îi și nu pot să fac usucitoriu, numai că fac așa. Deci într-o tigaie, fără ulei. Și acum lăsăm încet. Cam așa. Revenim. Așa arată, acum întors-o. Deci ar fi fost păcat ca aluatul ăsta să se arunce. Sau ce să faci cu el? Mai poți, dacă l-am fi lăsat să se moaie, puteam de nou să fac cu varză, cu măr, cu dobleac, cu ce ar fi vrut. Să întind de nou. Dar pâinea asta se poate face și fără să ungi cu untură. Poți să ungi cu unt, poți să ungi cu ulei, sau cu poți deloc. Cu, da. Dar așa e mai gustos. E mai gustos și are mai multe calorii. Da. Dacă în unsoarea asta, dacă eu ar fi pisat numai doi căței de usturoi, să le fi pisat cu unsoarea care am uns. A, da. Deci unsoare cu usturoi. Să fie amestecat pe acolo, să fie uns. Ar fi fost minunat. Dar și așa e bine, fiindcă noi prea mult usturoi nu prea servim. Revenim. Asta este realizarea mea. Uitați, așa arată. Eu mulțumesc la Tatăl Ceresc pentru tot ce ne oferă zilnic, 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 numai bunătăți. Deci cu o mână de varză, cum se spune, și cu o mână de făină, uitați ce se poate întâmpla. Ce se poate realiza. Și realiza și întâmpla. Că nu e o întâmplare. E o realizare. E o realizare. Uitați aici cum se vede foițele. Uitați. Așa. Am avut o videoconferință și prăjitura s-a făcut singură. Cu o doamnă dragă, prietenă de pe internet, doamna Mariana, Svetlana, din Germania, domnul să binecuvânteze. Dacă ești Svetlana, înseamnă...
cameră survival. Da, păi e jumate survival, jumate mentalită. Eu acum spun. În Timișoara, plecată în Germania. Am plecat acolo, în Ulm, când vineam de la lucru. O să mă duc de la Ulm sau o să merg de la Austria, acolo, că mă duceam la zona. O să fost când am dus de la Ulm. Ceva superbă, superbă. Aia nu, Daci, aia nu. Aia nu. De ce? Păi e prea așa. Îți dau eu mai faină. Asta n-are vază multe și cel mare. Dar are gustul ăla fain de vază. Și au contribuit și, cum o cheamă, un soare. Știi? Minunată! Uitați aici! Pune aici telefonul. Da, aici. Uitați aici! Uitați! Vedeți? Uitați cât e de foițele, cât e de subțire, foarte subțire. Foarte fain. Asta las. Prăjitură mai bună ca asta, așa ca la țară, nu este. Doamnelor, cine a cerut ca să fac, ați avut ce să vedeți. Uitați aici. Moale, pufoasă și gustoasă. Gustoasă. Chiar ați avut ce vedea. Prăjitură întinsă cu varză acră. Nu mă pic. Deci, ia, îi moale, dar auziți aici. Da, da. Deci și crocantă, în același timp. Eu ai telefonul ăsta. În același timp și crocantă. N-am cuvinte cât e de faină, că uite, asta e deja, numai să bagi în gură. Nici nu mai o pun acolo, că poate eu no, lasă de acolo. Servesc eu. Da, asta e o prăjitură care poate să mănânce, dar totuși cu precauție și diabeticii. Nu, asta e cu varză. Deci da, numai datorită aluatului mă da, refer. Da, e altceva. Știi? Da. Cu precauție se poate mânca. Astăzi m-am luat diabetul
dimineața am avut 112 și pe la vreo 5 după masă, neapărat după ce am mâncat în ciocolată, că am avut 112 și cam eram așa puțin amețită. Ciocolata măruie fără zahăr. Am mâncat ciocolată și după ciocolată, după vreo oră și ceva, m-am luat diabetul, nu zic acum, cine știe cât o ridicat, tot 112 rămas. Aceasta este realizarea mea. Eu vă doresc să faceți și dumneavoastră așa ceva și vă invit ca să aveți curajul să faceți cine nu a făcut, că e foarte ușor. Vă îndemn. Vă îndemn. Că dacă inviți... Vă invit la prăjitură. Dacă inviți, nu ne ajunge strada. Nu bine. Stai, nu plec. Mă scuzați. A, și asta e pâinea ce a făcut-o mamă. Asta e pâinea. O mai spart. Parte. Și... vă arăt ceva. Să radeți deasupra cu usturoi. Uitați, așa făceam noi când eram copii. Bunica mea făcea prăjitură din asta, plăcintă, cum zicem noi. Și atunci... pe plita de la cuptor făcea asta. Pe plită, să știți. Și atunci luam un usturoi așa. Uitați așa. Hai, vedeți. Hai, vin aici. Uitați. Așa dădeam noi cu usturoi. Vedeți? Și rupeam. Eu vreau să fac poză. Uitați aici. Și miroase acum, ea miroase usturoi. Da. Și rămâne gustul. Și rămâne ea. Gustul ăla. Și uitați așa lui. Vedeți? Păi te să mânci. Știți ce gust are asta? Așa? Cu usturoi, super, da. Cu usturoi? Nu am cuvinte. Foarte fain. Dar nu mânc, să știți că nu o să mânc. De ce? Fiindcă e usturoiul și noapte. Vă dorim numai bine, vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus. Domnul să vă poarte de grijă, pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi la fel. Aceasta a fost realizarea mea. Eu vă doresc numai bine, pace, la revedere! Niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cei din tâi la cei din urmă pași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cei din tâi la cei din urmă pași. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, străbat cu tine munți înalți și lungi, chiar prin ecazuri da trec vreodată, cu tine alături am să fiu pe veci. Chiar prin ecazuri dacă trec vreodată, cu tine alături am să fiu pe veci. Străbat cărarea, cu tine eu veghez în ceas târziu, când tu mă mustri eu îți simt mustrarea, și când te bucuri totdeauna știu, când tu mă mustri
că le-ai uitat și tu. Oricât au fost, eu le-am uitat pe toate și bine știu că le-ai uitat și tu. Îți mulțumesc.